kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget salut și bine, 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 de astăzi, încercăm a doua sau a treia oară cel puțin să filmăm videoclipul ăsta Azi, început sunt destul de bine, însă a venit un vecin să se uite la mașina lui pe aici că e blocată parcarea de o dubă și mi-a distras atenția și am uitat ceea ce voiam să spun. Ca idee, vorbim despre ceea ce ai văzut în titlu și anume, de ce anume m-a oprit poliția în trafic. Băi, sincer, m-a oprit pentru că am făcut ceva ce nu trebuia să fac, asta e clar. Îi greșeala mea și mi-o asum, n-am încotro. Faza este că vreau să vorbim în videoclipul ăsta în așa fel încât să poți să nu rămâi și tu fără permis în aceeași situație pe care am pățit-o eu pentru că s-a întâmplat doar din cauza unei mici neatenții și anume faza este în felul următor Pentru cei care sunt din București, în special cei din zona de est, Pantelimon, Republica, Pacolo, or să înțeleagă mai bine și să cunoască mai bine Și anume, pentru restul o să pună pe ecran și harta ca să înțeleagă mai bine ceea ce vorbim astăzi avem în felul următor. Este o intersecție dirijată, seamănă cu un sens doar că nu ai prioritate în momentul în care circul prin el, ci este exact invers, acorzi prioritate celor care circulă pe acolo. Așa și mi-e încă greu să vorbesc, deși a trecut aproape o lună de zile, numai când mă gândesc la situația respectivă, însă încerc să rezist și încerc să scot ce e mai bun din mine, mai ales că asta te ajută și că să te depășești și să devii mai bun. Și treaba stă în felul următor mă duceam spre Drop Down România, dacă ați auzit, care este pasionați de mașini și vă interesează să mergeți. Așa, a fost acum vreo 3-4 săptămâni. Am zis, băi, nu merg acolo să stau toată ziua, merg să stau maxim o oră pentru că mai am și alte chestii de făcut în ziua respectivă și de-aia m-am uitat să văd cât costă parcarea în zonă sau pe unde pot să parchezi. Faza e că costa 10 lei pentru o zi întreagă în parcarea subterană a hălii. Însă faza este a halei, de fapt. Da, corect, gramatic al spus. Și faza este că am zis, bă, nu dau 10 lei pentru o oră, că nu își are rostul. Nu-i nimic, am dat mai mult pe urmă pentru mai puțin, dar nu contează asta. <laughs> E, eh, faza este că m-am uitat să văd pe unde poți parca. Foarte mulți am văzut că parcau pe stradă și am zis, bă, nu mi se pare ok să parchez pe stradă, că încurcă, că nu știu ce, că poate amendă de parcare aiurea pe stradă. Și am văzut că vis-a-vis -vis, este un dedeman și am zis, merg la ei să parchez, poate mă mai uit un pic acolo că eu o să ajung de dimineață și mă mai uit prin magazin un pic până când deschide uh, evenimentul respectiv unde voiam să merg și am zis hai că e la fix, mă duc în parcarea aia și parchez acolo. Faza este că în momentul în care vii dinspre Pante Limon, spre Republica, ajungi la o trecere de pietoni, acord prioritate dacă e vreun pieton, după care faci un pic viraj la dreapta și pe urmă un viraj la stânga pentru că trebuie să ocolești o insulă și acolo aici cedează trecere pentru cei care vin în momentul respectiv din dreapta, iar dacă stai să te uiți pe hartă cum ar veni, vin din sens opus, dar asta este partea a doua și aici cedează trecere, te oprești frumos înaintea liniei, a prioritate. E, faza a fost că pe banda 1, care trebuia să meargă înainte, era o mașină de școala de șofer și se mișca mai încet decât aveam eu chef în dimineața respectivă să mă mișc. Și am zis, băi, ăsta o să stea la cedează trecere mai mult timp dacă vin multe mașini, obișnuit cu aglomerația, bineînțeles, și uitasem că e dimineață. Și așa că am zis mă bag pe lângă el și mă duc mai repede decât el pentru că na, automată, mă mișc mai repede decât el pentru că e începător și abia dă de permis și faza a fost că uitându-mă stânga-dreapta să văd dacă vine vreo mașină, uitându-mă să văd dacă sunt pietoni la trecerea de pietoni, nu am mai observat că este o cale ferată și fix lângă calea ferată la niciun metru distanță, abia nu lovește trenul vorbaia, era un indicator de stop stop cu semafor, care taman în momentul în care am trecut pe lângă el era roșu. Faza a fost și derutantă pentru mine un pic, pentru că în fața mea au fost vreo 4 mașini, dacă nu mă înșel. Trebuie să mă uit pe înregistrarea aia încă o dată, că a trecut ceva timp, dar ca idee undeva la 4 mașini au fost în fața mea, cel puțin 3 sigur au fost. Și astea toate au așteptat la pieton să treacă și pe urmă au trecut mai departe. Spunem tu în momentul la ce ai fi făcut. Vezi mașinile în fața ta, te uiți disperat să vezi dacă este stânga, dreapta, dacă vine cineva și pe urmă treci de intersecție. Mai apuci să vezi și indicatorul a pus fix lângă calea ferată? Că nu mai apuci. Așa că na, i-am văzut pe ea și efectul de turmă și-a făcut efectul și am trecut după ei. În momentul în care am trecut, am văzut că ăla care era primul în coloană a fost tras pe dreapta și am zis, la naiba, asta este, adus, adios, rămâi cu bine, pentru că te luni aflăm imediat. E, faza este că m-am uitat și un pic că de -aia am făcut videoclipul anterior cu calea ferată să văd care și cum este legislația. Faza este că dacă îl făceam mai devreme puteam cumva să fac și contestație și să obțin chiar câștigare pentru că în legislație, cel puțin din ce am văzut și sper să fie adevărată, indicatorul acesta de stop și semafor, ce mai este el acolo, ăla cu X-ul pus pe el, trebuie să fie poziționat între 10 și 6 metri. Faza este că în intersecția e acolo pe partea cealaltă, pe sensul opus, este pus, după cum am văzut pe Google Maps pe urmă, că este pus undeva la cel puțin 5 metri distanță, nu contează mai departe, însă pe partea pe unde eram eu, pentru că este intersecție făcută acolo și este totul organizat foarte bine, adică s-a lucrat nemaipomenit cine a gândit chestia asta, este pus fix lângă calea ferată și doar prin chestia asta cred că este suficient să faci contestație și să câștigi. Dacă câțiva dintre voi sau dacă știi pe cineva care a rămas fără permis în intersecția respectivă acolo și a făcut contestație pentru chestia asta, spunem și mie pentru că sunt curios mai mult doar să văd dacă s-a întâmplat sau nu, dar ca idee dacă te uiți în codul rutier, în legislații și toate cele, o să vezi că indicatorul ar trebui să fie poziționat între 10 și 6 metri. E evident că asta nu înseamnă că o să și respecte chestiile astea de fiecare dată și ca idee îți spune și în lege că trebuie să te oprești în dreptul indicatorului și nu scrie că acesta trebuie să fie neapărat amplasat la 6-10 metri. Am găsit chestia asta doar că este amplasată între 10 și 6 metri de regulă sau ceva de genul ăsta. Dar, dacă știe cineva mai bine, bagă un comentariu și spune-ne și nouă. Pentru că ideea este că, în mod normal, calea ferată, fără bariere sau cu bariere, trebuie semnalizată din timp și corespunzător. Și anume în mod normal se amplasează acele panouri verticale cu 3 dungi, 2 dungi și o dungă oblică de la 150 de metri cel puțin, chiar și în localitate. Aici e un pic mai nasol în momentul în care este pusă la stânga sau la dreapta, însă am văzut în foarte multe localități că se amplasează chestia asta chiar dacă este în localitate. Ăsta fiind București face excepție că na, vorba aia e capitală și e mai șmecheră. Și m-am uitat frumos pe Google și am căutat pe hartă să văd exact pe unde și cum este traseul și să văd care sunt indicatoarele. Și pot să spun doar că am găsit două care sunt puse într-un loc foarte prost și care au o vizibilitate foarte scăzută și chestia asta îți poate ajuta la contestație dacă cumva faci contestație. Știu că sună ciudat. E un pic mai complicat să faci contestație pentru că te va costa ceva bani și trebuie să-i dai din buzunarul tău dacă ai șanse să câștigi, vei recupera bania, dacă ai șanse să pierzi, nu vei recupera bania și o să-ți fie un pic și mai complicat. Pentru că ai dat banii și pentru că mai aștepți mai târziu pe urmă. De-aia nici eu nu am făcut contestație pentru că am zis, băi, dacă n-am 100% șanse de câștig, nu are rost să dau vreo 2-3 de lei unui avocat doar ca să-mi spună pe urmă judecătorul sau cine făcea cazul respectiv că da, nu contează ce și cum, chiar dacă legea este așa, chiar dacă s-au amplasat greșit, tu tot ai făcut ceva greșit. Și am zis că mai bine plătesc mai puțin și scap cu răul mai mic decât să îmi fac un rău mai mare pe urmă. Cam asta a fost gândirea mea atunci, pentru că na, în momentul respectiv ești și un pic dezamăgit, ești și un pic trist, pentru că, sincer, E nasol să rămâi fără permis. La mine e a doua oară în 15 ani. Prima oară a fost din cauza că Eram începător și nu am acordat prioritate undeva unde nu aveam vizibilitate și nu am văzut chestia asta, dar nu se mai întâmplă. Iar a doua oară este faza asta. Sper să nu se mai întâmple a treia oară, pentru că mi-am spus de fiecare dată că o să încerc să am grijă și mai mare de el și să-l țin și mai bine în buzunar. O să-l ascund cât mai departe, cât mai adânc în buzunar. Și ca idee e foarte trist să îl pierzi, mai ales când ești obișnuit să conduci, mai ales când îți place să conduci și faci chestia asta pentru relaxare, nu doar din nevoie. Și din cauza asta îți recomand că atunci când te plimbi să o faci în așa fel încât să nu rămâi fără permis. Mai ales că au început să afară tot felul de chestii, gen dacă ești violent în trafic și are unul cameră de bord și te filmează, poate să o trimită la poliție și pe urmă te trezești cu amenda direct acasă. La fel și autobuzele am văzut că vor fi echipate cu camere de supraveghere în față și vor filma șoferii care stau pe banda de autobuz și vor da amenzi direct acasă fără nicio discuție. Așa că încearcă să nu mai mergi pe banda de autobuz dacă cumva o făcei până acum. Am o situație, este destul de tristă pentru mine. A trecut, cum ți-am spus, aproape o lună și încă mă resimt în momentul în care vreau să vorbesc despre subiectul ăsta, mă resimt un pic ciudat pentru că este o chestie ciudată să mi se întâmple faza asta, mai ales după atâta timp în care am avut permis un buzunar și mai ales că a venit primăvara, a venit căldura și taman îmi luasem și o motocicletă și speram să mă plimb și cu mașina și cu motocicleta mai mult timp. Și, na, shit happens. So, don't worry, be happy. M am întrebat la un moment dat și am uitat ce voiam să spun și mi-am pierdut șirul ideilor. Faza este că acolo unde este intersecția asta despre care vorbesc eu, o să spun și poze pe ecran, când vii din zona Pante Limon spre intersecția respectivă și vrei să virezi la stânga, este un singur indicator pus undeva la vreo, cred că 4 metri, teoretic ar trebui să se vadă de la distanță, dar faza este că în fața lui sunt foarte mulți copaci care nu sunt toaletați și crengile lor evident că blochează vizibilitatea. Unul la mână, doi la mână este o trecere de pietoni fix în fața acelui indicator și evident că o să te uiți la trecerea de pieton, nu la alt ceva ca să vezi câte semne, pentru că sunt vreo 4-5 stâlpi acolo care au diferite semne, ceva de genul ăsta. O să spun pun poza să vezi mai bine și o să înțelegi că chiar nu se observă. Adică gândește-te că este un refugiu pentru tramvai acolo și am făcut o poză de la capătul refugiului să văd dacă se observă ceva și să îmi spui și mie dacă tu observi unde este acel indicator despre care vorbim. Pentru că se vede doar în momentul în care te apropii de trecerea de pietoni. Iar în momentul în care te apropii de trecea de pietoni ca șofer, în momentul ăla te uiți la pieton stânga-dreapta să vezi dacă vine vreunul. Nu te uiți pe stâlp, mai ales că este pus la o înălțime destul de mare și trebuie să dai capul fix așa ca să te uiți. Așa. Nu te uiți să cauți să vezi ce indicator este acolo și să-ți dai seama că bă, stai așa că aici este un indicator către stânga este cale ferată. Da? Și pe urmă când virezi stânga, tot așa te uiți în dreapta să vezi dacă vine cineva și abia în ultimul moment reușești să vezi acel semafor cu stop pentru calea ferată. Chiar dacă îl observi, cum și eu de exemplu l-am observat și a fost fix în ultimul moment, adică eram aproape de el acolo, am pus frână puțin, am auzit ceva dar a fost prea târziu și am simțit că sunt pe calea ferată și că am zis că mai bine să trec decât să blochez calea ferată și de aici probabil că am trecut mai departe. Altfel, dacă îl observam cu o secundă mai devreme, puneam frână și opream acolo și acum nu făceam videoclipul ăsta și făceam videoclipuri despre condus și despre plimbat. Dar așa că mai avem încă 3 luni cel puțin pentru mine și vreo 2 luni jumate pentru voi, că nu știu exact când o să iasă videoclipul ăsta, dar o să iasă peste câteva săptămâni că mai sunt două băgate înaintea lui, asta ca idee. Și în total undeva pe 15 iulie îmi iritic permisul de la poliție. Voi face și un videoclip în care vom vorbi despre redobândirea permisului pentru că situația asta nu se încadrează acolo, este una dintre singurele situații, mai sunt vreo două dacă nu mă înșel, care nu se încadrează la recuperare de permis mai devreme. Cu ce m-a ajutat redobândirea asta? M-a ajutat că dădeam testul ăla cu de 15 întrebări și scăpam cu o treime mai puțin. Asta însemnând că din 120 de zile aș fi redus până la un 80 de zile, dacă am făcut eu bine calculul. Și ceea ce ar însemna că scăpam cu o lună și 10 zile mai devreme. Lucru care era important pentru că scăpam în iunie în loc să scap în iulie. No, de pe 17 martie până pe 15, până pe 14 iulie, pentru că sunt două luni care au 31 de zile, vom sta și ne vom distra fără permis și vom vedea ce vom reuși să facem. În momentul de față avem mașina pusă la vânzare, până postez videoclipul ăsta sper eu să se vândă, Doamne ajută! Așa. Și pentru că sunt 4 luni de zile în care motocicleta trebuie să stea în parcare, am pus anunț și pentru ea să o vând. Însă faza amuzantă este că atât mașina cât și motocicleta atrag vizualizări. Băi și motocicleta atrage niște vizualizări, nu mă așteptam de la o motocicletă chinezească să atragă atâtea vizualizări. Are la OLX inimioare primite în prostie, parcă zici că îi dă lumea like, nu că vrea să o cumpere undeva la 24 de persoane au pus-o la favorite motocicleta și vreo 15 în momentul de față mașina. Ceea ce mi se pare mișto că primește like-uri, însă sincer din ăștia nu sună niciunul să întrebe, bă, pot să vin și o să o văd? Toți așteaptă ceva, dar nu știu exact ce așteaptă. Mai rămâne de văzut pentru că, n-ai, eu aștept să o le nu aștept să-mi dea like-uri. Dacă voiam like-uri, postam pe Instagram. <laughs> sincer, nu postam pe OLX, dar na, știi cum e vorba aia, se vinde când vrea el, nu când vrei tu, așa că răbdare, bă, nu da cu spatele în ăla. Videoclipul de astăzi este sponsorizat de Alan Sec. Vrei să-ți protejezi proprietatea și bunurile de pe aceasta? Atunci scriem pe Instagram sau Facebook sau în comentarii și vom găsi cea mai bună soluție de a fi protejat. Da, scuze, dar mi-a distras atenția pentru că se ducea destul de tare cu spatele într-un fier. Hai, ti las, ne vorbim data viitoare când vom vorbi, sper eu, despre redobândire și până atunci îți spun un singur lucru. Conduc cu grijă, fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în fața ta, nu te grăbi pentru că asta este cea mai mare nenorocire pe care o poți face, să te grăbești și pe urmă să te trezești că ies numai lucruri proaste, că știi cum se spune, graba strică treaba. Și la mine a stricat-o, pentru că aveam o grămadă de timp la dispoziție, dar m-am grăbit 10 secunde și am pierdut mult mai mult timp. Dă și încă îmi pare rău pentru greșeala pe care am făcut-o, dar na, asta este, n-am ce să fac. Trebuie să mă bucur de viață în continuare și să nu regret ceea ce am făcut. Pentru că știi cum este vorba aia, tot răul spre bine și gândește-te de exemplu că faptul că am rămas fără permis acum poate mi-a salvat viața poate plecam într-o excursie undeva, la drum lung undeva, nu știu unde vrei tu, în România sau în afara țării și cine știe ce se întâmpla pe drumul respectiv. Aveam o problemă cu mașina, aveam o problemă din altă situație, gen că dau o piatră în fața mașinii sau venea unul de pe sens opus făcând o depășire și mă lovea sau chestii de genul ăsta sau pur și simplu, cum am văzut pe YouTube o situație, o băbuță mergea pe banda din stânga și s-a trezit ea că vrea să meargă pe banda din dreapta și așa că a intrat într-o mașină de vreo 700.000 de euro sau lire, mă rog, ce n-ai fi fost și a făcut mașina aia zob. Așa că, na, tot răul spre bine și să sperăm că data viitoare nu se va mai întâmpla așa ceva. Ai grijă de tine, nu uita să conduci cu grijă și cu atenție, bineînțeles, și îți mulțumesc că ai venit, ne vedem în episodul viitor, era să zic ne vedem în viitor. <laughs> Hai, per data vi totere,